întrucât este pentru prima dată după 20 de ani. Nu vom înceta lupta până când nu vom readuce ostaticii noștri acasă. Vom distruge Hamas și vom asigura că fâșia Gaza nu mai reprezintă o amenințare. Bravo agricultorilor care au sânge în ei și care cunosc problemele agricultură și vor o schimbare din punct de vedere al situației în agricultură. Republica Moldova a găzduit timp de două zile, ieri și astăzi, reuniunea anuală a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Inițiativei Centrale Europene, un forum interguvernamental de pregătire a statelor pentru aderarea la Uniunea Europeană. După reuniune, vicepremierul Nicu Popescu a venit cu declarații. Am constatat unanim și prin prisma acestui for că procesul de integrare europeană este singura soluție viabilă pentru păstrarea păcii, securității și prosperității economice în regiune. Poziția cheie a președinției noastre în cadrul ICE a fost incontestabilă. Integrarea europeană trebuie să rămână principala prioritate politică a statelor candidate. Președinția din acest an a Republicii Moldova la Inițiativa Centrală Europeană a fost caracterizată drept una de succes. Țara noastră a reușit să realizeze lucruri extraordinare pentru toate cele 18 state membre ale Forumului Cooperare Regională în Europa Centrală, susține secretarul general al ICE. Și e evident că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei nu este direct legată de Moldova. Însă, în același timp, știm că sunt foarte multe consecințe a acestei situații. Președinția a fost una de succes și noi ne bucurăm foarte mult că Moldova a făcut lucruri extraordinare pentru toate statele membre ale inițiativei. Cu laude la adresa țării noastre a venit și viceministrul afacerilor externe al Albaniei, viitorul stat care urmează să dețină președinția ICE. Albania consideră că președinția deținută de Moldova în ICE a fost extraordinară și acest lucru accelerează procesul de integrare europeană, susține Ucraina și de agresiunea rusă și promovează dezvoltarea sustenabilă. Și vreau să spun că președinția care urmează a fi deținută de Albania va continua ceea ce a făcut Moldova în anul acesta. Inițiativa Centrală Europeană, cel mai vechi și cel mai mare forum interguvernamental pentru cooperarea regională în Europa, cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, a fost înființată în Budapesta în 1989. Este o formă flexibilă de cooperare regională, adunând 9 state membre ale Uniunii Europene și 8 state non-UE, printre care Republica Moldova. Țara noastră a preluat președinția în cadrul Inițiativei Centrale Europene pentru anul 2023 de la Bulgaria și va transmite ștafeta către Albania pentru anul următor. Rog susținerea proiectului de a prelungi starea de urgență pe întreg teritoriul țării pe o perioadă de 30 de zile, începând cu 1 decembrie 2023. Executivul va cere Parlamentului prelungirea stării de urgență cu 30 de zile, începând cu data de 1 decembrie. Guvernul argumentează că dinamica situației de securitate regională din ultimele luni, dar și incertitudinile privind evoluțiile ulterioare ale războiului dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei, constituie circumstanțe ale păstrării riscurilor cu impact ridicat care pot afecta și Republica Moldova. Să avem nevoie în următoarele 30 de zile până ne consolidăm celelalte instrumente, putem să acționăm asupra provocărilor pe energie, pe dezinformare și propagandă, dar și pe tentativele de interferență pe care le-am observat în ultimul timp. Ultima prelungire a stării de urgență în Republica Moldova a avut loc pe 2 octombrie, în contextul riscului războiului din Ucraina declanșat de Federația Rusă. În cazul în care Parlamentul va aproba solicitarea executivului, starea de urgență va fi extinsă pentru a 11-a oară.
Astăzi, Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale a validat mandatul primarului ales al municipiului Chișinău, Ion Ceban. Hotărârea va intra în vigoare la data adoptării și va fi transmisă către Comisia Electorală Centrală. Decizia poate fi contestată în decurs de 3 zile de la data adoptării. După validarea mandatului său, primarul reales al capitalei a exprimat recunoștința față de susținerea și încrederea acordată de locuitorii orașului lui și echipei sale. Înțeleg că este o responsabilitate enormă, este o responsabilitate și mai mare pentru noi, întrucât este pentru prima dată, după 20 de ani, când alegerile locale din Chișinău sunt câștigate din primul tur. Ion Ceban a declarat că urmează 4 ani plini de muncă intensă și a promis locuitorilor Chișinăului că va depune toate eforturile pentru a rezolva problemele orașului. Nu avem de împărțit nimic altceva decât sutele de probleme zilnice cu care se confruntă locuitorii capitalei. Fie că sunt în curtea lor de bloc, fie că sunt pe stradă, fie că sunt în suburbii, la școală, grădiniță sau în instituții medicale care ține nemijlocit de subordinea municipiului Chișinău. Și anume noi, astăzi, suntem responsabili să soluționăm și să găsim soluții pentru aceste probleme. Tot astăzi, Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Chișinău a validat mandatele a 51 de noi consilieri locali. Din acestea, 20 de locuri în Consiliul Municipal au fost atribuite Partidului Acțiune și Solidaritate, iar alte 20 Mișcării Naționale Alternative condusă de Ion Ceban. Socialiștii vor ocupa 6 locuri, comuniștii 2, iar partidul nostru, Renaștere și Platforma DA, câte un loc. Împreună suntem o forță înainte. Acesta este doar unul dintre sloganurile care vor răsuna mâine în Piața Marii Adunări Naționale, locul unde agricultorii și transportatorii au anunțat proteste în masă. Dezamăgiți de guvernare și sătui de promisiuni deșarte, fermierii din 20 de raioane ale țării au pornit spre Chișinău cu puțin peste 200 de unități de tehnică agricolă, adică jumătate din numărul de 500 de tractoare promise anterior. Unii dintre ei au pornit astăzi pentru a reuși să-și organizeze tehnica în spațiile permise de Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru a protesta mâine. Bravo, agricultori care au sânge în ei și care cunosc probleme la agricultură și vor o schimbare din punct de vedere al situației în agricultură. Vor să facă ceva în țara asta. Coloana este se întinde mai lung din cauza faptului că poliția menționează să fie până la 500 de metri între fiecare tractor. Deocamdată nu este cunoscută ora la care va începe protestul și dacă va fi concomitent cu cel organizat mâine de către transportatori. Totul depinde de INSP, susține în exclusivitate pentru Newsmaker președintele Consiliului de Administrare Forța Fermierilor, Ion Plămădeală. Încercăm să ajungem la marginea orașului și ne poziționăm în spațiu unde avem zonele permisibile. Dar mâine o să intrăm în oraș. Timpul o să vedem. Deci noi am convenit cu transportatorii, dar nu o să fie în paralel. Ei o să termine și urmă să începem noi. Nu s-a reușit să se ajungă la un consens cu autoritățile și totuși vor fi proteste. Da, depinde de INSP când o să ne facă coridoarele verzi, ca să putem intra în centru, în Piața Marii Adunării. Estimați bărbați ai neamului, mergem înainte. La Chișinău să rezolvăm problemele. Noi nu am cerut bani, noi am cerut soluții. Cu Doamne ajută, estimați colegi, noi suntem pe drum. Cordonul utilajelor agricole a blocat în această seară intrarea în Chișinău. Tractoarele urmează a fi parcate astăzi în partea de sud, lângă stația Terminus de troleibuz și în partea de nord, la ieșirea din comuna Stăuceni. Mâine, în prima jumătate a zilei, echipamentul agricol urmează să ajungă în Piața Marii Adunări Naționale. Amintim că fermierii și-au anunțat intenția de a protesta după ce au fost nemulțumiți de întâlnirea de la începutul lunii noiembrie cu premierul Dorin Recean și de indiferența autorităților la ușa cărora au bătut fără a primi răspuns la cele solicitate. Astfel, fermierii au programat proteste începând de mâine și până în ultima zi a acestui an.
Guvernul a aprobat astăzi cuantumul compensațiilor destinate consumatorilor casnici, care vor fi aplicate în perioada noiembrie 2023-martie 2024. Autoritățile au decis să introducă în acest an 7 categorii de vulnerabilitate în comparație cu cele 5 existente anul trecut. Valoarea compensațiilor va depinde de categorie de vulnerabilitate atribuită fiecărui cetățean. Mai exact, în cazul în care o familie dispune de venituri mai mari, compensațiile vor fi mai mici și invers. Sprijinul financiar acordat de stat sub formă de reducere la facturi va fi mai substanțial în cazul în care venitul familiei este semnificativ mai limitat. Astfel, în cazul gazelor naturale, statul va compensa primii 180 de metri cubi lunar în facturile familiilor și gospodăriilor, iar pentru consumul de până la 90 de metri cubi vor fi acordate compensații monetare. Energia termică va fi compensată până într-un plafon de 1,3 gigacalorii per lună în facturi sau până la 0,9 gigacalorii per lună vor fi acordate compensații monetare. Energia electrică va fi compensată în medie cu 33% din tariful actual doar pentru cetățenii care o utilizează în scopuri de încălzire. Compensația va fi acordată pentru un volum maxim consumat de 1500 kW pe oră în facturi sau de 750 kW pe oră per lună în cazul beneficiarilor de compensații sub formă de plată monetară lunară. Până în prezent au fost depuse 635.000 de solicitări pe platforma compensații.gov.md. Cetățenii mai au timp să depună cereri online până pe 25 noiembrie pentru a beneficia de compensații inclusiv pentru luna noiembrie. Cererea va putea fi depusă și după data respectivă, compensațiile însă vor fi acordate începând cu luna următoare. Compania publică Teleradio Moldova a dat startul selecției naționale pentru concursul Eurovision 2024, care va avea loc în luna mai a anului viitor. Conform condițiilor, în prima etapă, candidații trebuie să transmită cererea și materialele audio până pe 22 decembrie. Atât formularul de înscriere, cât și regulamentul complet al concursului pot fi găsite pe site-ul eurovision.md. Selecția națională va avea loc în trei etape: evaluarea cererilor, audițiile live și finala. Amintim că Eurovision 2024 va fi cea de-a 68-a ediție și va avea loc în Suedia, în orașul Malmö. Anul trecut, interpreta suedeză Loreen a câștigat, fiind deja a doua sa victorie în concursul muzical. Armistițiu de 4 zile între Israel și Hamas. În acest timp, Tel Aviv și gruparea teroristă au convenit să facă un schimb de prizonieri. Acordul prevede încetarea focului timp de 5 zile, în timpul cărora militanții palestinieni vor elibera 50 de persoane, inclusiv 30 de copii. Israelul va răspunde prin eliberarea din închisori a femeilor și adolescenților palestinieni. Ar fi vorba despre 150 de deținuți. Informația însă nu a fost deocamdată confirmată. Armistițiul mai prevede posibilitatea de prelungire conform formulei o zi de încetare a focului pentru 10 ostatici eliberați. La întâlnirea cu familiile israelienilor capturați de Hamas, premierul Benjamin Netanyahu a declarat că țara nu va face concesii. Nu vom ceda până când prizonierii nu vor fi aduși înapoi. Aceasta este responsabilitatea mea și a cabinetului militar. Le-am spus participanților la întâlnire multe despre eforturile noastre diplomatice, informaționale și operaționale, pe care le desfășurăm în mod continuu. Nu vom înceta lupta până când nu vom readuce ostaticii noștri acasă, vom distruge Hamas și vom asigura că fâșia Gaza nu mai reprezintă o amenințare. Israel și mișcarea teroristă Hamas au ajuns la o înțelegere astăzi, care intră în vigoare la începutul zilei de mâine. Pe site-ul guvernului israelian a fost deja publicată o listă cu 300 de deținuți, persoane care ar putea fi schimbate cu ostaticii ținuți de gruparea teroristă Hamas. Fundația Molțel, promotoarea conceptului învățării pe parcursul întregii vieți, s-a angajat să transforme Universitatea pentru Vârsta a Treia într-o experiență semnificativă pentru vârstnicii din Moldova. Scopul este de a oferi posibilitatea acestora de a trăi o viață activă, de a se implica și de a socializa prin intermediul resurselor digitale.
Incluziunea digitală a vârstnicilor este una dintre cele mai importante direcții de activitate a Fundației Moldcell. Este o direcție cea mai de suflet pentru noi. Cu toți avem părinți, bunei, care trebuie să aibă o viață activă, o îmbătrânire activă, o viață cât mai plină. Iar acest lucru nu este posibil fără cunoștință despre lumea digitală. Cei 40 de participanți cu vârsta de 60 de ani și peste au încheiat cu succes prima sesiune a cursului Dezvoltarea abilităților digitale la Universitatea pentru Vârsta a Treia, unde predarea s-a desfășurat în limba română și rusă. Entuziasmați de progresul lor, seniorii așteaptă cu nerăbdare începerea sesiunii de primăvară, unde vor continua să-și îmbunătățească alfabetizarea digitală. Ne simțim studenți din nou, cum am fost pe cândva, deci, și ne-am făcut prieteni noi, ne-am schimbat cu telefoanele, ne sunăm, comunicăm. Păi mi-am lărgit orizontul de cunoștințe, anume în domeniul digital. Instruirea a fost bazată pe activitățile practice. Deci Nikita ne explica și în același timp noi pas cu pas pe telefon aplicam ceea ce auzeam de la Nikita. Apoi dumnealui ne punea deja sarcina singurei să îndeplinim aceeași sarcină. Как защитить информацию, как не передавать куда не надо, как не попасться на какие-то уловки. Вот этого, конечно, наш преподаватель нам объяснил, и мы довольны, что у нас такой хороший преподаватель. Очень интересно было, ну, и полезно, и интересно, и даже мои дети отметили, что ну, где-то, так сказать, мой характер стал мягче, позитивнее. Ждать весеннюю сессию, а потом будет выпускной. И к выпускному мы себе сошьем наряды. Printre seniorii care au învățat să se adapteze la era digitală se regăsesc și 4 refugiați din Ucraina. Довольна очень, что выбрали сюда. Тем более вот вручили телефоны тоже. А у меня прям как везение, телефон уже плохо работал очень. С многими познакомилась с людьми, это тоже большое значение. Подарили телефоны. Я ношу фуражку Moldcell везде в город. Și pentru Universitatea de Stat din Moldova, dar și pentru cadrele didactice, această colaborare reprezintă o experiență deosebită. Este o experiență foarte, foarte interesantă și am primit multă plăcere și pentru mine, ca un profesor, este un alt nivel de învățământ, da? Învățare persoanelor în vârstă. La finele acestor două cursuri, care noi vom considera ca fiind un an de studii, ei vor primi o diplomă de finalizare a Universității pentru vârsta a treia. Cu atenție la nevoile seniorilor, Fundația Moldcell a creat un abonament unic menit să faciliteze procesul lor de învățare. Anume pentru studenții Universității pentru vârsta a treia, am conceput la Fundația Moldcell un abonament nou care include foarte mult internet, astfel încât să facilităm procesul de învățare continuă și să le facem viața mai activă, mai ușoară și o îmbătrânire mai frumoasă. Universitatea pentru vârsta a treia a fost inaugurată cu Fundația Moldcell în colaborare cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Universitatea de Stat din Moldova.